Sute de români blocați de marți în Dubai după inundațiile istorice care au lovit Emiratele Unite Arabe au început să sosească în țară. Peste 200 au fost aduși dimineață cu un avion pe otopeni. Două grupuri, unul format din 20 de copii plecați la un festival folcloric, sunt monitorizate de Ministerul de Interne. Rămași fără bani și cazare, copiii au fost ajutați să ajungă în Abu Dhabi, de unde vor pleca mâine spre casă. După o zi și o noapte de coșmar, 236 de români s-au întors în țară cu o aeronavă care i-a preluat din capitala Abu Dhabi, aflată la 100 de kilometri de Dubai. Oamenii acuză că au fost lăsați de izbeliște. N-am primit nici măcar o sticlă de apă. Nu-ți pregătesc pentru așa ceva și am mai auzit după aia pe la știri că autoritățile române s-au implicat să ne ajute să facă ceva. N-au făcut absolut nimic. Tot a fost pe cheltuiala noastră. Nu au răspuns la niciun număr de telefon la consulat, am sunat noaptea, dimineața, seara. Patru ne defecte, nici un telefon ridicat din receptor, că și din partea Wizz, care chiar dacă nu a fost vina lor că nu s-a putut decola, puteam măcar să dea o informare ca să ne ducem la hotel să dormim, nu să stăm 40 de ore pe jos. Colegii noștri de la consulat au încercat de câteva ori să ajungă la aeroport, dar nu au putut să treacă, pentru că dacă ați văzut imaginele, efectiv apa a fost de aproape 2 metri de peste mașini și au trebuit să se întoarcă. Oamenii se plâng și că străinii au speculat situația nefericită și au mărit prețurile atât la cazare, dar și la transport. Noi cumva am plătit dublu pentru că nu aveau altceva disponibil, era în haos acolo, toată lumea fugea către cazări. Bine, la transport, da, ne-au cam jecmănit așa. Adică. Mulți români spun că au mers la aeroportul din Dubai pe jos, prin apă. Imaginile pe care le-au filmat arată o infrastructură paralizată, deși autoritățile au fost atenționate de meteorologi cu două zile înainte de furtună. Uite-te în aeroport, ia fii atent în aeroport! Uite-te! La aeroport s-au întâlnit cu mii de turiști speriați de vremea rea, dornici să se întoarcă acasă. Am avut colegi de-ai mei care au stat pe o perioadă de holding, au stat în jur de 4 ore. Deci s-au învârtit în cer 4 ore ca să aștepte vremea respectivă. Vă dați seama că cred că mulți și-au spus rugăciunile că na, erau foarte înfricoșători. Într-o situație dificilă s-a aflat și un grup de 20 de copii, membri ai unui ansamblu folcloric din Sibiu. Rămași fără cazare, au fost duși azi de o echipă consulară la un hotel din Abu Dhabi. Ei se vor întoarce mâine cu o aeronavă Tarom programată să-l aducă în țară pe premierul Ciolacu, aflat într-o vizită de lucru în Emirate. Un al treilea grup de cetățeni români a fost sprijinit în vederea cazării până la revenirea acestora pe teritoriul României. Companiile aeriene au anunțat că îi vor despăgubi pe cei care au fost nevoiți să se cazeze pe cont propriu dacă au păstrat bonurile. Din cauza inundațiilor din Dubai, peste 1200 de zboruri au fost anulate în 48 de ore. Now, as of right now, authorities are still trying to bail out city streets. They're trying to push abandoned cars out of the way. Între timp, apele s-au retras de pe străzi. O agenție guvernamentală din Emiratele Arabe Unite a infirmat zvonurile potrivit cărora inundațiile s-au produs din cauza unui proces de manipulare a norilor pentru a crește cantitatea de precipitații.